Când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți așa fel ca să fie primită. Cum este? Și când este primită și când nu este primită? O jertfă de mulțumire nu este primită. Dumnezeu nu se va uita la sunetul vorbelor noastre, nici la construcția, nici la sintaxa frazei noastre. Nu se va uita. El se va uita la inima și la sufletul care este înapoi acestor cuvinte. Mulțumirea adevărată se naște, izvorăște, țâșnește din suflet. Ea nu poate fi niciodată comandată. Un om poate să spună mulțumesc de frică, sau, dar acesta nu e mulțumesc. Acesta este un instinct de conservare a vieții. Adu mulțumirea ta către Dumnezeu în așa fel ca să fie primită, adică mulțumește din suflet. Dacă nu este așa și dacă ai mari probleme la capitolul ăsta și cu aproapele și cu Dumnezeu, nu este o situație disperată, vină la Marele Medic, numai Dumnezeu te poate vindeca de nemulțumire. A fi o ființă mulțumitoare sau recunoscătoare lui Dumnezeu și omului este o problemă de a vrea. Adu jertfa așa fel încât să poată fi primită de Dumnezeu. Aduc ca jertfă, spune Psalmul 50, versetul 14, aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți cuvântul pe care l-ai dat față de Dumnezeu. Nu ca o obligație, ci ca o binefacere față de propriul tău suflet. Țineți cuvântul acesta pe care l-ai promis în tinerețe sau pe drum undeva ți-ai adus aminte. Aduc ca jertfă mulțumiri lui Dumnezeu. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Ce-mi trebuie mie? Banii voștri sau taurii voștri? Nu servesc așa ceva. Dimpotrivă, dacă este o jertfă pe care Dumnezeu o servește cu adevărat, este cea a mulțumirii.